Formațiunile politice sunt foarte inspirate în campania electorală când vine vorba de daruri. Astfel au fost înregistrate cadouri cu tentă electorală, bani, calculatoare, bomboane, cartofi, ghiveciuri cu flori, scaune, cursuri de engleză, cărți, medalii și chiar berbeci. Informațiile se conțin în raportul numărul 2, monitorizarea alegerilor parlamentare de pe 30 noiembrie 2014, realizat de Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte și Asociația Promolex în perioada 24 septembrie 15 octombrie. Potrivit observatorilor Promolex, cel puțin 4 partide politice, PL, PLDM, PSRM și PDM, au efectuat cheltuieli pentru cadouri electorale în cel puțin 9 raioane, titrează portalul tribuna.md cu referire la raport.